Continuăm cu alte subiecte. Un grav accident rutier s-a produs duminică seara pe strada Mihai Viteazul din Chișinău. Două mașini au ajuns una peste alta, oprindu-se într-un stâlp de pe marginea drumului. Trei persoane au fost transportate la spital. Din imaginile video postate pe rețelele de socializare se poate observa cum cele două mașini implicate în accident stau la propriu una peste alta. Potrivit medicilor, cei trei pacienți care au avut de suferit au fost aduși la Institutul de Medicină Urgentă, în stare de gravitate medie. Un pacient de gen feminin a plecat ambulator după consultații și investigații, iar ceilalți doi pacienți, un bărbat și o femeie, sunt internați în secțiile de profil conform diagnosticului stabilit. Contactată de Moldova 1, șefa serviciului de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Natalia Statei, a menționat că în accident au fost implicate două automobile. Unul era condus de o femeie în vârstă de 38 de ani, iar la volanul celei de-a doua mașini se afla un tânăr de 20 de ani. În urma impactului au avut de suferit șoferița și doi pasageri din celălalt automobil. Persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția a inițiat o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul rutier.